Șase persoane au băut în 2021 acasă și s-au trezit în 2022 în comă la spital. Asta s-a întâmplat în județul nostru în preajma sărbătorilor de iarnă. Angajații de la serviciul de ambulanță nu au avut concediu, dar nici zile libere, noaptea dintre ani petrecând-o prin muncă. Noaptea dintre ani a fost agitată și pentru echipajele serviciului de ambulanță din Mehedinți. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri din cauza excesului alimentar sau pentru consumul exagerat de alcool. În perioada sărbătorilor am avut 778 solicitări. Cele mai grave și importante au fost accidente rutiere 17, agresiuni 9, colici abdominale 75, come 6, lipotimii 9, infarct miocardic 8, ipertensiune arterială 72, stări febrile și COVID 75, stări de ebrietate și agitație psihomotorie 99. Am mai fost solicitați pentru transferuri din clinici universitare, București, Timișoara, Craiova, transferuri între secțiile spitalului, transportul la domiciliu și testări la domiciliu pentru cei suspecți COVID-19. Medicii atrag atenția și asupra metodelor de a înlătura simptomele mahmurelii. Este recomandat consumul de apă pentru hidratare, la fel consumul de fructe, iar citricele sunt o bună alegere cu același efect. Zeama de varză însă poate complica lucrurile prin creșterea tensiunii arteriale din cauza conținutului mare de sare, așa că este de evitat.